avem deosebită plăcere să fie prezent domnul Victor Opaschi, secretar de stat în Ministerul Culturii și Culturilor, oaspeți din Franța, care este țară invitată. Domnul Philip Gustin, care este ambasadorul Republicii Franceze la București. De asemenea, am plăcerea să-l prezint pe domnul Piotr Marciușiuc, care este vicepreședinte al Asociației Editorilor Europeni și care luna viitoare va fi președinte al acestei federații. De asemenea, pe Madame Laurence Soyer, care este secretar general al Institutului Francez din Paris. Ei bine, așa cum n-a murit cinematograful în fața asaltului televiziunii, nici cartea nu cred că va muri în fața asaltului noilor tehnologii. Știrea despre moartea cărții, vorba lui Mark Twain, este ușor exagerată. Unde mai pui că unele cărți electronice îți oferă și plăcerea rafinată a foșnetului care însoțește schimbarea paginii. Domnule secretar general. Domnule secretar de stat, domnule președinte, doamnă secretar general. Monsieur le secrétaire d'État, tout d'abord, en réponse à votre discours, Gutenberg n'est pas mort. Domnule secretar de stat, în primul rând, ca răspuns la discursul dumneavoastră, Gutenberg nu este mort. Il suffit de se promener à travers les rues de cet événement, de cette bookfest, pour en être persuadé. E suficient să ne plimbăm pe străzile acestui eveniment ca să ne dăm seama de asta. Et je suis particulièrement heureux et fier que la France soit aujourd'hui, pour quelques jours, l'invité d'honneur de ce salon. Și sunt mândru în mod deosebit că Franța este pentru câteva zile invitată de onoare acestui salon de carte. I wish you very good bookfest, very good deals and a lot of readers and book buyers. Thank you very much. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur l'ambassadeur, cher Grégory Arsène, nous sommes très heureux de cette invitation à la France faite à l'occasion de ce Bookfest. C'est une joie pour nous de participer à cet effort qui va être joyeux, plein de rencontres, 10 écrivains. Certains sont déjà parmi nous, certains arriveront jusqu'à vendredi et samedi. Houellebecq, des personnages prestigieux de la littérature française et des éditeurs. Domnule secretar de stat, domnule ambasador, dragă Grigore Arsene, ne bucurăm foarte mult de a fi fost invitați aici și la acest salon unde va fi sper, 5 zile pline de bucurie a lecturii. Așteptăm 10 scriitori francezi, 10 scriitori importanți, o să fie și Houellebecq și o diversitate de scriitori. Cette invitation faite à la France prend tout son sens parce que l'année prochaine, au Salon du Livre de Paris, en 2013, ce sera la Roumanie qui sera invitée d'honneur. Et nous sommes aussi venus pour préparer ce grand événement qui va mettre la Roumanie dans toute sa diversité européenne, avec son monde de l'édition, pendant plusieurs jours à Paris, dans un moment qui, j'espère, sera très fructueux également pour la coopération entre les deux pays. Je vous remercie. Această invitație este plină de însemnătate, mai ales în contextul în care România este țara invitată la Salonul de la Paris de anul viitor, așa că am venit aici cu acest scop să pregătim această întâlnire în care România va putea să își exprime toată diversitatea editorială timp de câteva zile la Paris. Vă mulțumesc! Atât timp cât acești oameni vor pune pasiune și vor pune suflet, atât timp cât va exista acest teren pe care cititorul se va întâlni cu editorul și ei vor comunica și vor putea lucra împreună, cartea nu poate decât să crească. Poate va fi un pas mic, poate va fi o creștere mai rapidă și apoi încă o creștere mai mică, dar cartea va merge înainte, într-o formă sau alta, într-un fel sau altul, cartea va înainta. Și acum vă rog să vă bucurați de acest hectar de cărți pe care îl aveți în fața dumneavoastră și să participați ziariști și public în număr cât mai mare la toate evenimentele pe care le organizăm. Vă mulțumesc!